Campania inițiată de postul nostru de televiziune Dăruiește cu TLM pentru sprijinirea copiilor cu o situație materială precară în preajma sărbătorilor de iarnă a început să dea roade. Marți, la sediul redacției noastre, s-a prezentat o familie de pensionari din județ care a donat o sumă importantă de bani pentru a veni în sprijinul copiilor defavorizați din oraș și pentru ca sărbătorile de iarnă pentru aceștia să fie cât mai calde. Deși nu au o pensie foarte mare, gestul celor doi pensionari ne-a impresionat. Printre primii care au sosit aici la redacția TLM Neamț sunt doamna și domnul Murariu, familia Murariu. Bună ziua și mulțumim tare mult pentru gestul dumneavoastră. Bună ziua! De ce gestul dumneavoastră? De ce? Pentru că în pragul sărbătorilor și ăsta i-am gândit să ajutăm și noi cu ceva cât se poate pentru copii năcăjiți, pentru din puținul nostru care este. Din puțin, din poate mai mult, ați dori cu toată inima aici la TLM Neamț pentru cei care vor avea nevoie. Încercăm să aducem zâmbet pe buzele copiilor și lumină pe fețele lor. Da, așa este. Dacă ar fi să fie mai mult, donăm cât se poate. Dar din puținul ceala, să bucuri și la copiii și altul. Să dea Dumnezeu ca și alți pietreni și alți nemțeni să vă urmeze exemplu, să vină aici la noi, să putem aduce zâmbete, așa cum spuneam, pe fețele copiilor. Un mesaj, așa în pragul sărbătorilor, pentru cei dragi, pentru nemțeni? Sărbători fericite și să gândească toți și la ceala măi amărât năcăjit. Și tu te poți alătura campaniei noastre și poți dărui un cadou cât de simbolic pentru ca cei mici să se bucure de venirea lui Moș Crăciun. E important să dăruiești în această lună? Este foarte important mereu să dăruim pentru că face parte din felul nostru de a fi. Și mai ales cu câte luna cadourilor, luna decembrie? Cu atât mai mult. Ai făcut cadouri, ai dăruit până acum în anii? Urmează. Sunt în pregătire. E important să dăruiești în această perioadă? Da, e foarte important. Și la care ți-ți dragi. Ați făcut cadouri, ați dăruit în anii trecuți? Da, da, tot timpul. Pentru copii. Că asta e cel mai important. Bineînțeles că e important. Păi altfel n-am fi oameni dacă n-am dăruit. Ați dăruit, ați făcut cadouri în anii trecuți? În fiecare an fac cadouri, în primul rând copiilor și nevoiașilor, dar știți că nu se spun chestiile astea, le faci fără să... A trebuit ajutați, sprijiniți mai mult copiii nevoiași, copiii cu probleme... Normal, copiii, bătrânii, dar asta nu depinde numai de noi. Important să dorești, da, înțeles. Ați făcut cadouri, ați dăruit până acum? Da, pe de Sfântul Nicolae, acum de Crăciun, de sărbători, acum se face cadouri, bineînțeles. Credeți că ar trebui sprijiniți, ajutați mai mult copiii cu situații materiale mai deficitare? Ar trebui, da, da, sigur că da. Ce le orați acestei păduri sociale? Tati, să aibă, să fie, tot ce doresc ei, așa, dar nu sunt posibilități. Aici e tot chestia. Dacă ar fi să fie și locuri de muncă, cred că ar fi ajutor acelei lanți care nu pot să muncească. Și altfel, vedeți că acum locuri de muncă nu prea sunt și omul nu are unde să duce, să muncească, ca să poată să fie ajutat ceilalți care nu pot. E important să dai, să dăruiești celui drag un cadou. Păi, am trimis, chiar prea departe am trimis cadou. Credeți că ar trebui ajutat mai mult și, să zic, copiii, bătrânii cu situație materială mai precară? Care e normal, cine are să dea. Dar știți că ăia care au nu prea dau. Nu prea dau. Dau tot ăștia din puținul lor. Campania noastră Dăruiește cu TLM continuă și în zilele următoare, iar darurile oferite pentru cei nevoiași sunt așteptate la sediul redacției noastre din strada Aleea Tiparului numărul 14. Dăruiește cu TLM!